că nu s-a pus problema de a cere. Sper să nu fi fost doar niște provocări, dar cel puțin din comunicările și din ceea ce s-a prezentat public, Partidul Național Liberal nu avea altceva de făcut decât să fie de acord cu ridicarea imunității, pentru că așa a făcut-o întotdeauna, în orice caz, chiar dacă în multe cazuri s-a dovedit în final că s-a terminat cu o altă soluție decât cea care era propusă de către parchet. Și, doi, nu ne puteam în acest moment permite ca la filiala Vaslui să planeze o astfel de suspiciune și, evident, a luat decizia politică corespunzătoare.